O tânără recent întoarsă din Germania a fost adusă la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Municipal Vulcan cu suspiciune de infecție cu noul tip de coronavirus. Femeia a fost internată pe secția de boli infecțioase și i s-au recoltat probe de către cei de la DSP, iar acum sunt așteptate rezultatele. Am primit o pacientă la Spitalul Municipal Vulcan, pacientă reîntoarsă din Germania în data de 3, cu simptomatologie respiratorie și cu dureri la nivelul coloanei lombare. Este internată și s-a recoltat testul pentru COVID-19 în data de ieri după amiază. În momentul actual, în momentul de față, pacienta este internată pe secția de boli infecțioase a Spitalului Municipal Vulcan. Așteptăm rezultatul testului și ulterior, după rezultat, așteptăm directive de la Direcția de Sănătate Publică, ce anume facem cu pacienta în funcție de rezultat. Directorul medical a precizat faptul că în viitor la Spitalul Municipal Vulcan ar putea fi tratați pacienții cu COVID-19, însă se așteaptă directivele din partea Direcției de Sănătate Publică.